Pregătesc micul dejun pe mâine dimineață. Este 10 fără 12 minute acum. Iar eu vreau să-mi dau la frigider micul dejun. O să fac și pentru mine și pentru Rareș. O budincă de chia, chia, cum îi spuneți voi. Am pus la hidratat chia. A început deja ușor, ușor să se hidrateze. Am folosit lapte dintre acestea de migdale. Am să pun câte o banană. Aici am semințele de chia, am o cutiuță mică așa și drăguță, pe care o țin aici. Mai am aici ceva ovăz. Iar aici, peste, aștept să se hidrateze puțin, o să pun și banana și mâine dimineață, pentru că acum sunt înghețate, dar am scos de la congelator căpșuni pe care le-am pus astă vară, astă primăvară. Sunt înghețate foarte tare. Dar pregătesc micul dejun și m-am gândit cu ocazia aceasta să încep un clip în care să filmez ce gătesc și ce mâncăm noi pe parcursul unei săptămâni. Cu siguranță va dura destul de mult până va apărea la voi, dar am să vă mai filmez ce mai gătesc eu pentru mine, pentru mâine de dimineață cu micul dejun. Bine ați venit la mine pe canal dacă sunteți aici pentru prima dată și sper să vă inspir cu câte o idee pentru ce să mai pregătiți, să mai mâncați și voi. Poate, habar n-am, eu vă arăt ce mâncăm noi. Revin mâine dimineață la voi cu micul dejun complet. Bună dimineața, am revenit și cu micul dejun, budinca mea de chia, a stat la rece toată noaptea, acum am pus acele căpșuni pe care vă spuneam că le-am avut la congelator și arată foarte bine. Sper să fie și gustoasă și sper să fie și suficient de dulce, ia uitați cât de bine arată. Trebuie să pregătesc prânzul, este 11:20, la 12 fără 10, cam așa, o să plec din casă pentru că merg să le iau pe Filip, apoi avem treabă prin oraș și vreau să pregătesc prânzul să mănânc înainte să plec, să nu mă decalez cu programul, aș putea să mănânc eu, de obicei mănânc între 12 și 2, doar că nu cred că mă încadrez să mă întorc în 2 ore să mănânc, așa că o să mănânc acum. Plus că o să mi se facă foame și o să am tot felul de tentații prin magazine. Pregătesc un fel de omletă. O omletă, de fapt, cu legume. Am aici 5 ouă. Sunt cam micuți, nu sunt foarte mari. O să fac o cantitate pentru toți 3, adică o să împart cumva. Nu mai stau să mai fac separat acum. În mod normal mi-aș face doar pentru mine și aș folosi 2 ouă. Folosesc un dovlecel dintre acestea zucchini, un ardei, 2 cepe, pe care le pun în tigaie, mai întâi legumele le călesc și le las să se înmoaie puțin, după care pun ouăle. Separat am să fac o pastă din avocado, am aici 2 avocado, nu știu cum sunt, s-ar putea să fie cam, văd că sunt așa cam, Să vedem ce obțin din ei. Iar aici fac o salată de roșii, am să folosesc o ceapă și borcanul acesta de roșii pe care mi l-a adus soacra mea. Sunt roșii pe care le-a pus la borcan. Am să încerc să văd cum sunt, dacă sunt bune și îmi plac, anul acesta o să-mi pun și eu roșii la borcan. Sunt așa pentru salată, doar le scot din acest borcan, pun un pic de sare, puțin ulei și ceapă. Hai să vedem. Mai întâi îmi pregătesc legumele. Thank you.
aici am călit puțin legume, de acum am să pun ouăle. Nu mai las mult. Și imediat opresc, mai gătesc puțin pentru că mie nu-mi place gustul acela de ouă moale. Pentru Filip și pentru Rare și am să mai pun un pic de... Cât o să le pun în farfurie, niște brânză. Aici am și salata. A venit soțul meu și deja au băgat aici pâine. Am să mănânc și eu și vedeți că este foarte multă zeam. O să am și eu felii de pâine și o să o folosesc la salată. Am pus și puțin castravete și foarte, foarte bună. O să pun și eu roșii dintre acestea la borcan pentru că nu este gustul acela de salată de roșii proaspete 100%, dar aduce foarte bine, adică undeva la 80%, să zic așa, zici că mănânci o salată dintre aceea de roșii de vară, în condițiile în care dacă cumpărăm acum roșii, nu prea găsim cu gust așa de bun. Yummy, yummy! Mă pun să mănânc pentru că trebuie să plec imediat de acasă. Mi-am pus aici salata, iar aici am pus acea omletă cu legume. Din avocado n-am scos nimic, asta este. Poftă bună dacă și voi mâncați și ne revedem mai târziu. O căzut! Pentru cine am făcut o salată verde, cu ceapă verde și cu ou. Am aici și ou fiert și am pus și câteva... spaghete dintre acestea de dovlecel. Aici am și un cappuccino pentru că nu am băut astăzi. Asta este ultima mea masă și o să mai beau apă. Vreau să zic că am mâncat astăzi un foietaj de la Lidl și câteva cartofi, ceva ce nu trebuia să mănânc, dar nu vreau să pară că mănânc perfect și nu slăbesc. Din păcate nu am reușit să... Am avut așa o zi mai grea și... În fine, asta voiam să menționez, că nu am mâncat doar ce v-am filmat aici. Am reușit să clachez și de data asta cu ceea ce mi-am propus, pentru că, da, cam asta este ultima mea masă. Sper să fie ultima masă și să nu mai mănânc și alte prostii până ce mă culc. Și în timp ce mi-au cina, mă uit la serialul meu preferat, la Virgin River. Ne revedem mâine, sper eu. Bună dimineața cu micul dejun de astăzi. O să fiți foarte surprinse pentru că eu în mod normal la micul dejun în ultima perioadă mâncam doar fructe, însă vreau să schimb puțin strategia deoarece am început o dietă de care am o săptămână și jumătate cam așa că nu mai reușesc să, de că nu mai reușesc să mă mai țin de ea. În fiecare zi practic mănânc ceva ce nu trebuie, nu neapărat nesănătos, dar nu reușesc să mă mai țin de ea. Așa că schimb puțin strategia, vreau să văd să urmăresc și cântarul, să urmăresc și cum mă simt. Așa că, la micul dejun de astăzi, mi-am pus aici un cottage, ce este dintre acela light de la Lidl. Castravete, câteva roșii. Roșiile sunt acestea. Mi-am adus aici o cutie ca să vi le arăt și să vă... Spun că sunt super gustoase, au gust așa foarte bun și dulce. De la Lidl le-am luat. Mi-am pus și o felie de pâine integrală cu două felii de șuncă de pui. Cam asta va fi micul dejun. La prânz am să pregătesc ori o supă cremă de legume, ori o ciorbiță. Iar pe seară, nu știu, o să mănânc ceva pui sau ceva în genul acesta. Vreau să văd ce se întâmplă acum cu mâncatul, dacă revin la mâncatul așa, doar că încerc să mănânc cât de sănătos pot eu, să nu mănânc dulciuri și așa mai departe. Am început să fac și sport, măcar așa câte puțin în fiecare zi, deja am puțină febră musculară, ceea ce înseamnă că e bine. Da, aceasta este prima mea masă de astăzi, este ora 10, nu mănânc mai devreme de ora 10, pentru că mi-am obișnuit corpul cu aceste ore și o să mă țin în continuare de ele. Prânzul o să-l iau între ora 2 și între ora 12 și 2, iar cina între 6 și 8. Și între prânz și cină poate mai am o gustare. Astăzi am să mănânc, cred, budincă de chia, pentru că, adică cumva încerc să mă țin și într-un deficit caloric, să fac și un post intermitent și să mănânc și mai multe proteine, să mănânc și mai sănătos. Vedem
Ce se întâmplă? Pot oricând să revin la dieta pe care am început-o inițial, dacă văd că, nu știu, poate cântar o ia razna sau așa. În fine, ne revedem la următoarea masă, ca să nu lungesc aici, pentru că acesta este doar un clip cu idei de mese. Am hotărât cu Filip până la urmă că pentru prânz o să facem o supă cremă de legume și am pregătit așa. Aici am o conservă de mazăre. Vrem să o punem și pe ea, dar la final pe ea nu mai pun la fiert, pentru că este deja fiartă. Aici am un dovlecel zucchini, 2 morcovi, o bucată de păstârnac, 2 cepe mici, 2 căței de usturoi sunt și ei acolo și 2 cartofi. Iar aici am un cup de delicat făcut de mine astă vară, astă toamnă, doar cu legume și sare, care arată așa. Ce voi face acum va fi să tai puțin mai mici legumele decât aici, dar nu foarte mărunt, le tai în 4 sau ceva de genul. Le pun în apă, în oala sub presiune, nu pun ulei deloc, doar le pun în apă, mai pun puțină sare, le las să fiarbă, după care revin la voi ca să vă spun cum procedez. Am terminat de fiert legumele, voiam să vă arăt cam cum arată, dar n-am cum. Mi s-a aburit camera. Acum am să le scot pe toate, le scurg de apă și le pasez, după care pun apă treptat. Mi-am făcut un cappuccino, mi l-am făcut cu acest lapte de migdale de la Lidl, pentru că mai aveam puțin și am vrut să îl termin, așa că l-am folosit astăzi. Deși prefer la cafea și la cappuccino și ce mai îmi fac eu, prefer laptele de vacă. Nu-mi place neapărat laptele vegetal, dar mai pun din când în când. Asta este, mai folosim că e o variantă mai sănătoasă. Și îmi place în ultimul timp să-mi fac cafeaua doar în aceste pahare, deși am extrem de multe căni, dar îmi plac paharele acestea de la Pepco la nebunie, tare, tare mult. Îmi plac, așa că mi-am făcut un cappuccino fierbinte. Am pus toate legumele aici. O să mai folosesc și puțină smântână dintre aceasta de gătit la final. Bun. Și acum o să încep să blenduiesc toate legumele. Supa cremă de legume este gata. Eu mi-am pus extra piper, așa îmi place mie să o mănânc. A ieșit super gustoasă, e divină. La noi cred că e a treia oară când facem supă cremă în săptămâna aceasta. Așa că vă recomand să faceți și voi. Puteți să puneți orice fel de legume aveți. Nu știu, nu contează, chiar n-are importanță. Bun, o să-mi pun și o feluță mică de pâine sau, mai bine, stați că vă arăt. Am să folosesc un pachetel dintre acesta de crackers. Iar un pachetel dintre acesta are 25 de grame și 110 calorii. Aici sunt și ingredientele, chiar sunt foarte ok. Na, conțin și fibre, și proteine, și carbohidrați, toate cele. Avem nevoie de toate, ca să zic așa. Acesta va fi prânzul meu, ne revedem mai târziu. Bună dimineața! Mic dejun pentru soțul meu, i-am făcut un sandwich mare, pentru că este ora 11 și nu am mâncat nimic. În dimineața aceasta o zis că vrea un sandwich, așa că i-am făcut unul mai mare. I-am pus și câteva roșii și castraveți, iar sandwichul este cu ou, salată, ceva telemea i-am pus acolo și un șnițel. Și am să-i fac și un cappuccino. Am pregătit și pentru mine micul dejun pe o chiflă, mi-am pus puțin ketchup de casă, 2 ouă, roșii castraveți și niște brânzică. La prânz astăzi voi mânca o ciorbă de cocoș, dintre acelea de casă. Am pus foarte multe legume, morcov, păstârnac, țelină, ardei, apio am pus, ce mai am aici, ceapă și voi mânca cu jumătate de felie de pâine cu ardeiuți murați. Este 6, o să mănânc cina imediat, dar mănânc și eu o mini tartă dintre acesta cu ciocolată și caramel de la Lidl. Foarte bune. Le-am cumpărat pentru ca să le facem cadou și am zis să le gustăm și noi, o să cumpărăm altele în loc. Cam așa vin ambalate individual.
Mi-am făcut și o cafea cu lapte. Și băieții mei și-au cumpărat gogoși. Lor le plac. Eu cumpăr rar, foarte, foarte rar gogoși dintre acestea de pe la Lidl, de pe la Kaufland. Și am zis să vi le arăt și pe acestea. Hello! Este seară, pregătim cina, facem un fel de sushi în seara aceasta, dar că nu o să fac așa, vreau să fac ca să fie mai simplu treaba. Filmăm și ca să vă arătăm ce gătim noi. Am pregătit așa, orezul, să știți că orezul acesta este un orez normal, l-am fiert, am pus puțină sare, oțet și un pic de zahăr. Aici mai am două foi dintre acestea de sushi nori. Ta-da-da! Aici am pus cu, bine, nu preșit, el așa grozav, avocado, cremă dintre aceea de ton. Acolo am făcut câteva pentru Filip, așa. Iar aici, pe acesta, asta era ideea, de fapt, ce văzusem eu. Acum o să tai așa bucăți și punem din toate. Se face foarte simplu, e un sushi așa foarte mare, sushi bol, ceva de genul. Și am pus morcov, avocado, castravete, cremă de brânză, ton, ce am mai pus? Am pus și o sushi nori dintre aceasta și o să mâncăm cu wasabi și cu sos de soia. Asta va fi cina din această seară. Gustare! Jumătate de muncenic, pentru că și așa este 1 martie astăzi. Mi-a mușcat aici un șoricel din el. Cine a mușcat aici? Eu! Așa, o să mănânc jumătate din acest muncenic cu miere și nucă. Dimineața aceasta m-am trezit așa cu o poftă de napolitană. Așa că o să mănânc o napolitană dintre aceasta. M-am răzgândit jumătate din ea. M-am uitat câte calorii are și o să mănânc doar jumătate. Oricum, cred că e prea dulce așa ca să mănânc una întreagă. Nu sunt fană. Mie îmi place când mănânc ceva dulce să mănânc ori o prăjitură dintre aceea de casă. Ori ceva, nu știu, foietaj, gogoașă, simplă, fără ciocolată, fără nimic. Sunt pe alte, îmi plac alt fel de dulciuri. Dar, nu știu, așa mi-a venit în dimineața asta mie. Mâncăm fasole cu pâinică de casă și cu salată de varză murată. Desert înghețată. Avem dintre aceea trio cu căpșuni, vanilie și ciocolată și pe aceasta, care este preferata mea, îmi place tare mult. Noi am luat 3 mere și ne uităm la ratatouille. Ratatouille, cred că se spune corect. La cină avem piure de cartofi, aripioare făcute în air fryer și salată cu salată verde, ceapă verde și ridic. Iar peste am pus puțin ketchup dintre acesta de casă. Cu ocazia aceasta voi închide și eu clipul de astăzi. Nu știu exact câte zile am filmat și nu am reușit să filmez, evident, chiar tot ce am mâncat, dar... Nu știu, poate vă dau idei, știu că mi-ați mai cerut clipuri de un genul acesta. Sper să vă placă, vă mulțumesc pentru vizionare și să ne revedem sănătoși în următorul clip vlog. Vă pup!